a fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi, nu s-ar mai povesti, a fost odată un băiat pe nume Vit, care avea o soră pe nume Catalineta. Vit era un băiat foarte somnoros, căruia nu îi plăcea să meargă la școală. Într-o dimineață, mama i-a spus ei Catalineta să-l trezească pe Vit pentru a merge la școală. Vit, trezește-te! E timpul să pleci la școală! Nu, nu vreau să mă trezesc! Vreau să mai dorm! Vit, hai! Mama a spus să mergem la școală. Dacă nu te trezești, îi voi spune bățului să vină să te bată. Puf, bine, spune-i. Bățule, du-te și bate-l pe Vit, pentru că nu vrea să se trezească. Iar mama ne-a spus că trebuie să plecăm la școală. Nu vreau să merg. Sunt atât de subțire că mă voi rupe. Dacă nu mergi, îi voi spune focului să te ardă. Bine, spune. Focule, du-te și arde bățul, pentru că nu vrea să îl bată pe Vit. Pentru că nu vrea să se trezească, iar mama ne-a spus că trebuie să plecăm la școală. Nu vreau să merg! Nu vreau să-mi pierd flacăra mea frumoasă! Dacă nu vrei să mergi, îi voi spune apei să stingă flacăra. Bine, spune-i! Apă, du-te și stinge flacăra focului, pentru că focul nu vrea să ardă bățul, pentru că bățul nu vrea să îl trezească pe Vit, iar mama ne-a spus că trebuie să plecăm la școală. Nu vreau să merg pentru că flacăra focului m-ar putea face să mă evapor. Dacă nu vrei să mergi, îi voi spune boului să te bea. Puf, bine, spune. Boule, du-te și bea apa, pentru că apa nu vrea să stingă flacăra focului, pentru că focul nu vrea să ardă bățul, pentru că bățul nu vrea să îl trezească pe Vit. Iar mama ne-a spus că trebuie să plecăm la școală. Nu vreau să merg, pentru că nu-mi e sete! Dacă nu vrei să mergi, îi voi spune capcanei să te prindă. Puf! Bine, spune-i! Capcană, du-te și prinde boul, pentru că boul nu a vrut să bea apa, pentru că apa nu vrea să stingă flacăra focului, pentru că focul nu vrea să ardă bățul, pentru că bățul nu vrea să îl trezească pe Vit. Iar mama ne-a spus că trebuie să plecăm la școală. Nu vreau să merg, pentru că voi este prea puternic. Dacă nu vrei să mergi, îi voi spune șoareciului să te strice. Puf, bine, spune-i! Șoarece, du-te și ronță-i capcana, deoarece capcana nu a vrut să-l prindă pe bou, pentru că boul nu a vrut să bea apa, pentru că apa nu vrea să stingă flacăra focului, pentru că focul nu vrea să ardă bățul, pentru că bățul nu vrea să-l trezească pe Vit. Iar mama ne-a spus că trebuie să plecăm la școală. Nu vreau să merg, pentru că n-are gust bun! Dacă nu vrei să mergi, îi voi spune pisicii să te mănânce. Puf, bine, spune! Pisică, du-te și mănâncă șoarecele, pentru că șoarece nu a vrut să ronțăie capcana, deoarece capcana nu a vrut să-l prindă pe bou, pentru că boul nu a vrut să bea apa, pentru că apa nu vrea să stingă flacăra focului, pentru că focul nu vrea să ardă bățul, pentru că bățul nu vrea să îl trezească pe Vit. Iar mama ne-a spus că trebuie să plecăm la școală. De îndată ce Catalineta și-a terminat fraza, pisica a sărit să prindă șoarecele, șoarecele pe capcană. Capcana a vrut să-l prindă pe bou, bou a vrut să bea apa, apa să stingă focul, focul să-l ardă pe băț. Și când Vit a văzut alaiul obiectelor și animalelor, a sărit din pat, s-a îmbrăcat și a pornit spre școală.